Salut, Marius, bine ai venit. Ce faci? Cum ești? Bine, un pic adormit, dar bine. Arăți impecabil, pe cuvânt. Păi se face sport. Da? Păi dacă nu mai e muncă. Da, sport, da, sport zilnic? Sport zilnic, da. Până acum nu făceai? Nu, nu. Nu pot să cred, adică nu. De când cu pandemia asta ai descoperit? Nu, ultimele 3 săptămâni. Da, nu, ok. Atunci nu pot să te încurajez că poate renunți destul de repede. Nu. Nu? Ești hotărât? Nu, sunt hotărât, vreau să am un trup absolut minunat pe plajă la vară. Și ce înseamnă sport? Mai beau un par de vin, mai fac o flotare, mai alerg da? Alerg în fiecare zi și fac câteva exerciții, că mai mult mă plictisesc repede. Dar important e că ai început și povestea asta. Felicitări, bravo, foarte tare. Mulți alți colegi, da. Superb. Și pentru că l-avem alături de noi pe actorul Marius Manole, am vrea să aflăm ce părere are despre disputa dintre Mircea Dinescu și Gabriel Liceanu. Era o glumă, să-i seama. Mă pregăteam să comentez, să zic că e un lucru bun. Mă bucur că nu m-ai întrebat de alți doi. Era o glumă, să-i seama. Dar a fost o dispută. A fost o dispută. A fost o dispută între Dinescu și... A fost ceva. A fost. Da. Păi sunt de țara scandalurilor, cred că mai multe scandaluri ca la noi, nu știu, ne găsești. Da, dar a fost pe online. Da, a fost, asta e. De la distanță. De la distanțare, da. Exact, da, știi, mergi pe Facebook, unul comentează, unul postează, da. Fiecare cu treaba lui. Și oricum, la cum e România în momentul ăsta, bănuiesc că au foarte puțini urmăritori, amândoi. Exact, acum ușor, ușor o să-l vedeți pe Marius Manole și el implicat în diferite dispute, pentru că a intrat în online cu show, da, foarte fain. Da. Pe ProTV Plus poate să vadă lumea și haideți să le povestim unde pot să vadă show, invitații și cum stau lucrurile. Am văzut povestea cu Piersicuța și cu Lidia, da. Și cu Crnăciol. Adevărul este că e să ai o invitată ca Lidia aur, mană cerească. Deci nu trebuie să faci nimic, trebuie doar să te uiți la ea. Adică ea la un moment dat a zis că poate să-ți trimită niște poze cu Piersicuța ei. Da, da. Și tu ai avea un Crnăcior și... Da, mi-a trimis. Da? Cu Piersicuța ei? Am glumit. Nici eu n-am trimis cu Crnăciorul, îți dai seama. Nu, dar ne iubim unul pe altul foarte tare, că ne apreciem și a fost foarte haios. Dar am avut și, de exemplu, emisiunea trecută un gamer. Da. Ce știi despre gaming tu? Sunt super tare. Am avut câțiva, da, sunt... Tu știi, da? Da. Eu nu știam nimic. A, deci era pentru prima dată. Eu eram în fața lui de I Hate Pink, unul dintre cei mai cunoscuți. Foarte tare omul, mi-a plăcut foarte mult. Asta e avantajul la această emisiune, că în sfârșit, acum te înțeleg, cunoști o groază de oameni, adică treci pe toate. Din domenii diferite. Din domenii diferite, unii care îți plac, alții care nu-ți plac, unii care nu știi nimic despre ei. Dar e foarte tare că pleci cu o treabă, adică unde ai făcut asta? Că eu n-aș fi făcut asta, că mi-e frică de oameni. Perfect, hai să le spunem oamenilor unde pot să vadă... Pe ProTV Plus. Și este săptămânală. În fiecare miercuri la ora 11. Uh-huh. În fiecare miercuri, da. Perfect. A fost doamna Rodica Mandache, imaginează-ți. Cum? A fost doamna Rodica Mandache. A fost prima mea invitată. Da, frumos. Dar acum vreau să te întreb tot sincer. Colegii actori, când au văzut că vorbești despre Piersicuța, Lidiei Buble și despre Crnăciorul tău, nu ți-au dat mesaj să zică: măi, Marius, totuși ești actor, te rog. Mie colegii nu-mi dau mesaj oricum. Okay, niciodată, perfect. Nici dacă fac bine, nici dacă fac rău. S-au dezobișnuit. Da. Deci ai avut vreo reacție? Nu, știi că acum am vrut să scriu un post pe Facebook aseară și o să scriu. Nu, știi de ce? Azi. Pentru că poate e neobișnuit ca lumea să te vadă într-o astfel de postură. Ceea ce nu e nimic rău, dar știi cum e? Imediat se găsesc 2-3 colegi să zică. Un actor normal la cap n-ar spune în România niciodată că prezintă întrebarea mesei rotunde, pentru că noi vrem să nu fim comerciali. Dar cum eu sunt comercial de atât de mult timp, nu mai am problema asta. Eu pot să prezint și banana asta, nu mă interesează. Că eu nu cred că despre asta e vorba în artă neapărat. Bun. E vorba cum o faci. Da, ai avut momente în care la un moment dat te sunau colegii sau a fost un moment când ai zis că s-a întrerupt toată povestea? Și nu te-a mai sunat nimeni? Nu, mai am. Tu știi ce la mine pe pagină? Hashtag rezist, uite acasă, mucosule, flocosule. E ceva acolo, un scandal de... Deci eu mă stau și eu și le și răspund. Cu umor, cum pot, dar le răspund. Și mă mai întreabă, băi, mai ai răbdare? Da, stau la fiecare și... Acum m-a întrebat unul, înainte să intru, că am pus un post, că mă duc la Măruță și mi-a zis și ce face Manole, rezist? Și zic, rezist, na, ce să fac? Asta fac cu toată viața. Da, strici mai, lasă-mă, sătul de asta. Care e cel mai, cum să zic așa, surprinzător lucru pe care l-ai citit despre tine pe online? Sau ce comentariu ți-a trimis cineva? Sau ăla care... Oh, nu-mi vine acum în cap, dar sunt atât de multe, sunt unele rele de tot. Da. Rele de tot. Nu chiar ce a pățit doamna Maia Morgăștenă acum, ceea ce... Da, doamna Maia Morgăștenă a fost amenințată să răspundă celor de acasă. Asta e cel mai rău. Demel, iar a fost la poliție anchetat cel și care... Și acum a primit din nou. Da. Adică sunt alții care au apărut acum, care, da, e ceva înfiorător, adică e... Nu, iau senzația cumva că noi nu suntem oameni, suntem niște... Dar tu știi mai bine, cred că cei tu... Cei care trimit mesaje, da, tu cred că ți-ai luat la jurături. Bine ai venit în lumea asta, Marius Manole! Vai, de-mi ferească Dumnezeu, e ceva, dacă n-ai umor, mor de ficat. Trebuie să stau, am stat un pic, un an de zile cu niște pastile pentru cap, dar gata, m-am plictisit și eu, zic, da. Lasă-mă, înjurați-mă,
până când o să vă rog eu să mă mai înjurați. Da, dar știi cum e, dacă la un moment dat reacțiile astea înseamnă că pentru că și contez, că însemn ceva, că dacă ai trece așa neobservat, poate n-ar mai trimite niciun mesaj. E adevărat și asta. Da, mă rog, nu mă mai interes. Dar cum simți publicul ăsta pe online? Bă, e foarte ciudat. Am mai pierdut din public, să știi, din cauza acestor lucruri pe care le fac eu în viață, știi? Da, da, îmi scriu, vă urmăream, vă iubeam, nu mai vreau să vă văd, marș acasă, numai de astea, urâtule. Multe, rele, grele. Dar în rest a mers foarte bine. Să știi că asta a fost o idee minunată, mai ales în pandemie. Uite, la Oscar și Tanti Roza am avut 6600 de oameni, de spectatori. Gândește că erau doi online. Acasă. Piesa că erau, online. Da, că erau doi acasă, plătitori de bilet, adică și din toată lumea, Cred că ăsta e farmecul, că poți să te bagi în străinătate. Extraordinar. Românii care n-aveau șansa să vină în sala de teatru. Extraordinar. Și la Peretele am avut 4000. Nu, merge foarte bine. Și acum, uite, dacă toți sunt aici, profit ca să anunț și pe 10 aprilie, că ce să facem? 10 aprilie avem șapte într-o vitură, tot așa transmis în direct de la Teatrul Metropolis, un spectacol regizat de Lia Bugnar cu mulți colegi foarte talentați. Și mergem înainte cu asta, pentru că oricum teatrele sunt închise, vor fi închise mult timp. Și aici o dispută între actorii care vor deschide teatru, unii care nu vor, unii care vor să fie vaccinați, alții care nu vor să vaccineze, unii care mă întreabă ce părere aveți, domnul Manole, despre doamna Carmen Tănase, ce părere să mai fac despre voi actorii. Noi actorii nu suntem toți la un loc. Noi actorii gândim fiecare în parte, să știți. Adică nu avem primul dispoziție de la de la mai marele teatrul Ion Caramitru, care zice nu vă vaccinați. Și noi toți spunem nu ne vaccinăm. Nu, fiecare facem ce vrem. Pe mine mă amuză toată discuția asta, pentru că te cunosc de ceva timp și un tip așa foarte mișto, foarte ok, dintr-o dată să vezi genul ăsta de comentarii, să nu înțelegi ce eu se întâmplă, dar nu așa de multe. Eu sunt actor, adică eu fac ceva bine, adică n-am greșit nimic. Băi, puțoiule, zice unul. De unde, bă, puțoiule? Când am făcut noi școala împreună, unde ne-am întâlnit noi, când ne-am dat noi mâna, când am stat noi goi pe plajă, pe aceeași plajă? Ca să, adică de unde scoți? Eu n-aș avea curaj, bă, dar nici celui mai, adică eu nu pot, nici dacă nu suport un om de tot, eu nu pot să-i scriu așa ceva. Băi, puțoiule, dar ai intrat apoi pe profil să vezi de la cine? Nu mai intru, Doamne ferește. Nu, că de obicei, dacă descopeream ceva. Nu, pe acolo când intri pe profilul ăla o să vezi o cafeluță dimineața, da, bumei, da. La cafeluță o icoană, ca, ceva, adică. Da, bravo, aici nu mai zic. Aici nu mai zic. Cred că sunt blestemat la toate bisericile de pe București. Cred că de asta și merge rău, nu merge rău, stați, știți. Ați vrea, vreau să te întreb acum, părinții tăi, știu că ai relație specială cu ei. Așa, da. Ei săraci, cred că când citesc mesajele astea, pentru că slavă poate... Domnului că ai mei nu prea nimeresc tastele. Că nu se pricep cu Facebook. Cei mai afectați, îți dai seama, părinții care... Da, dar oricum ce-i mă cu copilul meu, adică mama, cum spune, măi, mamă, mai ieși mamă în stradă, măi, nu te mai, măi, nu mai fă, că lasă-i, măi, nu, de tot timpul îmi spune așa. Acum, da, e complicat cu ei, dar mă rog, sferiți. M-a ferit Dumnezeu că n-au Facebook, n-au o tabletă nenorocită. Puteam să le cumpăr, îți dai seama, o super tabletă în care îți dea click să intre direct pe Facebook. Mamă, sper că nu te uiți. Nu aveam de unde să cumpăr, jur, n-am bani, vai de capul meu. Mănânc de aici o banană și cam asta e mâncarea pe toată ziua. Poți să mănânc de cealaltă fetiță asta aici, mă rog, să risipește. Da. Uite, nu mai vreau să arunc mâncarea. Da. Asta e tot... Ai dat-o cu gaz. De ce n-am spus? Știi că așa era pe timpul la filme. Da, exact. Ca să nu mănânce de corul, dădeau cu gaz. Da. Deci merge chestia, bine. Ai zis chestia asta, nu vreau să mai arunc mâncarea. Da. E de preocuparea ta în ultima perioadă? Bă, e una din ele, pentru că cumpăr fără cap e... Ce să facem? În momentul că eu să-mi iau telefonul. Vă rog. Da. Am și eu telefonul la mine. Stai că îți vezi ce mesaje mai primim. Acum stai că ne jură imediat, stai două secunde. Ia uite. Ce ne mai zici, bă, Manole? Rezist. Sanda Șoim, că te-am și nimerit acum cu numele. Rezist, ce să zic. Da, e greu. Mi-a dat cineva mesaje, nici nu știu dacă pot să-l citesc pe ăsta. Citește dacă e cu jurături. Măruță, de ce pupi în cur toți bețivii? Ia, uite. V-am zis, mai râdeți, mă rog. Măruță, de ce pupi în cur toți bețivii? Bă, băiatule, bă. Ai stat tu cu mine la pahar? De câte ori ai stat, mă, tu cu mine la pahar? Am împărțit noi sticla? Am băut în aceeași sticlă? Ce Dumnezeu, mă, omule, mă? Bă, deci, știi cum e? Dar cât timp ai tu, adică tu în loc să muncești acum, că bănuiesc că ești o familie de întreținut, tu acum stai să-i scrii mesaje la domnul Măruță pe telefon? Dar chiar așa? Da. Da. Dar nu te strâni că stai dublu și la adresa mea. A. Îți dai seama? Dar vezi că acum ei se uite. Acum știi ce-mi dau seama? Băi, Ciucă! Ei ne urăsc.
ne juia, dar stau să uit acolo să vadă. Acum știi ce îmi dau seama, mă, Marius? Mm. Că tu venind aici la emisiune îmi strici imaginea. Eu îmi dau, eu nu știu de ce m-ați chemat. Eu nu știu de ce m-ați chemat, că eu m-am mirat. Nu știu de ce, aveam povești de genul ăsta care veneau colegi de teatru. Mă duc la Măruță, imaginea mea, mi-o stric, știi? Eu n-am avut niciodată o imagine. Nu, zic așa, e colegi care veneau. Unde? Mă duc la Măruță, îmi stric imaginea, adică na. Da, așa, avea o imagine impecabilă. Deci mesajele astea sunt... Da, e bine să înțeleagă cei care se uită aici că poți să scrie mesajele astea, da. Că oricum nu te afectează. Nu mă afectează, din păcate. Chiar îmi pare rău. Chiar îmi pare rău. Uite, chiar stau cu zoloftul pe aia și zic că nu m-a afectat unul să-l iau. Da, exact. Deci, oameni buni, eu zic că trebuie să urmăriți emisiunea de pe ProTV Plus în fiecare miercuri la ora 11. Sunt discuții care, la urma urmei, îți fac, cum să zic, când te uiți, o stare de bine, mă. Să râzi, adică. Emisiunea e un pretext, de fapt, ca să aflăm, e un joc, ca să aflăm mai multe lucruri despre unul din fața noastră, să-l cunoaștem, nu mai bine, dar măcar cum e el în perioada asta. Să râzi, la urma urmei, să te distrezi. Acum și noi, cât umor om avea, că n-avem tot timpul. Dai seama că mai dăm și noi cu băta în baltă, da. Spune-mi, crezi că o să se schimbe povestea cu teatrele după pandemie? Sau lumea o să se ducă mult în zona asta online-ului? Sau simți că oamenii au nevoie să intre în sală acolo? Categoric oamenii au nevoie să intre în sală și categoric și noi avem nevoie de public, dar categoric trebuie să rămână și această formă de teatru online, pentru că oamenii din afara Bucureștiului, care sunt la Huș, la Timișoara, la Iași, la, nu-și permit să vină până la București, poate, n-au timp. Sau cei care sunt la Amsterdam, care la New York, asta trebuie să rămână. Clar. Pentru că să știi că românii plecați în străinătate nu știu deloc despre actorii tineri nimic. Uh-huh. Pentru că nu i-au prins, nu i-au văzut, nu i-au cunoscut, nu mai sunt revelioanele alea de pe timpul unde să apară numai actori. Acum n-ai unde să-i vezi. Ei nu prea apar pe reviste, nu apar pe nicăieri. Și plus că e un succes și pentru voi, să dai seama, într-o sală nu ar fi intrat niciodată 6.000 de oameni. 6.600 de oameni. Adică ar fi trebuit să faci piesa aia de nu știu câte ori. Jucam, ca să îmbătrâneam. Îmbătrâneam, ajungeam. Eu acolo joc copil de 9 ani și așa sunt un pic trecut de vârstă, cam depășit un pic, dar îți dai seama, cred că până la 80 de ani o să joc copii. Da. Acum mă duc în mașină să număr jurăturile. Da, bun. Marius Manole vă așteaptă și pe pagina lui de Facebook. Neapărat vă rog să intrați și vedeți că este secțiunea mesaje. Vă rog eu mult, dacă aveți, de exemplu, jurături unde nu le puteți folosi, că nu aveți copil acasă, că aveți o soție mai sensibilă sau un soț mai sensibil, intrați acolo, vărsați-vă tot năduful, toată nefericirea, toate frustrările. La Marius Manole pe Facebook și pe Instagram. Puteți încerca și la Lia Bugnar, puteți încerca la mai mulți colegi, că e mai mulți colegi dispuși să vă primească. Deci nu-i problemă, suntem acolo acum, pentru voi. Uite, acum am mai primit mesaje, primim și noi pe grupul de Facebook, uite, avem un număr de telefon de Facebook. Și zic, sunt oameni care zic, sunteți minunați, te iubesc, Marius Manole, pentru actorul ce ești. Mulțumesc. Măi, ce un fain e Marius Manole, de nota 10. Ce-am fost, că nu mai joc, că închis teatru. Pentru de nota 10. Da. Aș bea oricând cu Marius. Adică... Eu nu știu de ce lumea tot mă face pe zic. Eu nu înțeleg chestia asta. Deci peste tot am fost o emisiune acum undeva la Cinema Cerebru și urmează întrebarea: aveți probleme cu alcool? Adevărul că și eu am făcut glume multe, că eu fac glume multe, știi? Și lumea le ia de bun, nu, asta e. Nu. Da. Oameni buni, deci sunt treaz, am făcut testul de alcoolemie jos aceea, am făcut două teste, COVID-ul și testul de alcoolemie. Pe mine când mă oprește cineva, eu când mă duc la spital, îmi fac asta două teste la mine. Alcoolemia în sânge și COVID-ul. Eu pe asta merg mult. Da. Mai sunt mesaje care vin de la... De asta cine este, Iisus? E... Nu, e un șeic. A, scuze. E un șeic și e solniță. Hai, am greșit, dați drumul la mesaje! Să înceapă acum! Hai că mai citim mesaje, uite că mai vine pe grup. Vă rog, pentru că acolo la emisiune, și le spunem oamenilor că pot să vadă pe ProTV Plus în fiecare miercuri la ora 11, da. Mâncați și ciudățenii. Mâncăm ciudățenii, dar eu le mănânc, mie îmi plac ciudățenii, deci eu mănânc, nu am o problemă și mănânc tot timpul. Adică pot să-mi pui orice. Dar cam ce ciudățenii ați avut acolo să mâncare? Ne pun băiatul ăla, uite, ne pune de aia de la viermi, de aia de la melci. A, delicatese. Da, numai de astea. Ultima dată am mâncat o burtă crudă, burtă de vacă, da. Nefiartă, doar curățată crudă. Uite. Dar nu mai e mesaje de astea, mă, frate. Nu mai e... Cine a scris că e un bețiv, e un dobitoc. Exact. Este minunat, Marius Manole, te iubim. Un bețiv. Idiot mai e acest Manole. Mai iată. Citește numele să audă că e singura lui șansă în viață, te rog eu, să-l faci celebru. Nu știu, cine a zis că ăsta idiot mai e acest ai Manole? Ai de la noi din platou? Nu. Băi, se poate să fie de la noi din platou? Se Ciucă e cu laptopul în față, citește numerele, mesajele pe WhatsApp și le forwardează aici. Da. Cine a scris? Uite, le-a redicționat. Da. Sunt mesaje venite. De ce nu citești asta? Am avut decență, da. De ce? Mariu Manole,
are puța mică. Măi, domnișoară, doamnă, domnule, când s-a întâmplat cu plajul ăsta? Gata, trebuie să ieșim din emisie, trebuie să ieșim din emisie. Nu, mă, nu trebuie să ieșim, ești senzațional. Aie. Păi da, scria pe mesaj. A, da. Poate spunea puta mică, scuze. Adevărul că puta, la mine puta e ca mică. Adevăr, puta. De unde știi tu, bă? De unde ai știut tu? Nu, nu, se, bă, nu mai se poate, deci, măi, Cătălin. Dar știi cât ce place de tine? Nu mai se poate. Adică te văd mult mai relaxat, online-ul ăsta ți-a prins bine. Nu, no, mai Cătălin, mai am 42 de ani, eu mai am 5 ani și m-am mutat lângă Belu. Ca să nu fie drumul lung. Da, uite, mă, vezi? Că dacă plouă o să nu mă ude. A trimis la mai devreme, idiot, mai e acest Manole. Apoi următorul mesaj, un băiat, da, extraordinar. Păi nu, eu am unul și unul. Cam așa e. Nu, dăm voie să te contrazic. Am, da. Ai cam 3 la 1. Cam 3 la 1. Ei, cam așa sunt. Adică 3 aia buni, 1 mai. Dar știi că pe mine mă ceartă colegii cumva că noi pierdem public, adică sunt actorii, oameni care, nu? Da, nu colactorii. Noi ăștia care Lia, care avem spectacol acum pe așa, noi trebuie să avem grijă, puși, ne spun. Noi nu mai venim la dumneavoastră să vă vedem. Voiam să-mi iau bilet, nu, nu vă mai luați. Vă rog eu frumos. N-am ce să fac. Acum nu pot să vă duc să sărut picioarele la toți oamenii. Da. Aveți aici? Da. Mă rog, ăsta nu mai pot să ți-l. Ce are, măi? Așa de rău. Bă, nu-l scrieți, băi, vă rog eu frumos. Nu. Era un băiat ciudat, l-am cunoscut la Reșița, desigur un supradotat. Da, omul te-a văzut la teatru și și-a dat... Asta era mesajul pe care nu trebuie să-l citești? Nu, am mesaj, am zis să nu mai e. Ai că nu sunt rele. Da. Nu sunt așa rele. Nu, asta este, na, ne asumăm, mergem mai... Noi am vrut să fim oameni. Eu zic că asta să rămân aici. Da. Uite, aici. Te iubesc, Marius Manole, pentru actorul ce ești. Da, gata. Asta, cu asta dăm verdictul. Mă duc. Cu asta rămânem. Zim piesele unde pot să vadă oamenii. Păi asta pe 10 aprilie. Asta e următorul care e online și care, ce să spun, se vede în toată lumea, se poate vedea câteva zile, rămâne pe platformă, e filmat foarte bine, se filmează foarte bine, actorii sunt foarte buni, Angel Damian, Cătălin Babliuc, Sălceanu, Lia Bugnar, suntem o mână de actori. Se transmite în direct live, asta e foarte bine. Da. Și să facem montajul live și asta e iarăși foarte bine. Mi trebuie un pic pe la actori prin cabină înainte. Adică oamenii văd și din culise. Și după aia mai stăm o jumătate de oră, oleu, ce am pățit. Ia zi. Că la Oscar și Tanti Roz m-a pus naiba cum stăteam eu acasă, cu un pahar de vin. Da, fii atent că mai primiți un mesaj. Voi actorii sunteți oameni cu stele, ci nu cu grade alcoolice, vă iubim. Adică, vezi, a zis frumos. Da, a zis și vă iubesc cu oameni frumoși și mi-ați investit ziua. Bă, dar ei nu beau niciun par de vin în viața lor sau cum? Adică ce credeți că eu plec de aici și cad pe-n canale? Sau merg pe-n casă și mă izbesc de obiecte? Vomit pe jos? Ce părere aveți voastră așa? Că... Da, ai avut vreun rol în care trebuie să joci rolul unui bețiv? Acum, inimă de câine, primul meu, dar mult am avut. Da. Păi da, acum la fața asta tu ce mi-ai dat să joc? Adică uite-te puțin, dacă scot ochelarii. Bine, cu ochelari pare că Alen Delon. Alen Delon. Da, așa. Și l-am invitat la final, zic, bă, să invit. Că era cu un băiețel bolnav de cancer, piesa, nu știu ce, de leucemie. O piesă foarte bună, cu Ana Pelea, Oscar și Tanti Roz, cu doamna Ana Pelea, că n-am făcut școala împreună. Și zic, bă, hai să-l chem pe Vlad Voiculescu. Că e cu Magic Camp-ul, că s-a ocupat, da, de copii, a făcut traficul. Ministrul Sănătății. Ministrul Sănătății. Dar eu nu, nici m-am gândit că e Ministrul Sănătății. Eu știu pe Vlad de 10 ani. Nu mi-a trecut în cap că se va isca așa. Și l-am chemat, bă, băiatule, bă. A pornit Iurășul. Dumnezeule, deci ce înjurături, dar ce fai, că sunt un propagandist, că fac, că să mor, să alea, să alea. Dar ai primit un mesaj care te-a măgulit? Ai multe, foarte multe. Sunt unele... Da, ăla care ți-a rămas așa în suflet. Mai pe ultima perioadă au apărut niște interviuri pe care eu le-am dat pe bune, că nici nu mai stau să mai mint pe la televizor și că nu mai am de ce. Și au venit niște mesaje la niște adolescenți, la o fată, de exemplu, care e violată de taicăsu și deci sunt niște povești, Cătălin, de tineri, că unul tineri deprimați, în depresie, sunt niște povești care te termină și te măgulește, pentru că asta înseamnă că au încredere în tine și că îți împărtășesc niște lucruri care sunt sensibile pentru ei. Sunt sensibile pentru ei și nu le spun nicăieri, adică chiar mă roagă la final să nu spun, să nu fac, să dau, da, să... Adică sunt. Iar despre mine, lumea care mă iubește foarte mult, o lume, și cred că și pe tine asta și pe noi. Avem și noi oameni care ne iubesc și le mulțumim pentru asta, că na, noi chiar facem meseriile astea pentru ei, adică și pentru noi, că avem un ego cât casa, dar și că altfel n-am putea trăi, cred că nici tu, nici eu. Și le mulțumim că ne urmăresc. Dar sunt și ceilalți, da. Eu îți mulțumesc mult că ai venit și să știi că mi-a plăcut Marius Manole. Mă bucur, ăsta cel pe care, care din online. Cred că Marius Manole, căutați-l, oameni buni, cum spunea ceva mai devreme. Pro TV Plus în fiecare miercuri la ora 11, un show care cu siguranță vă face ziua mai bună. Mulțumim mult de tot și te vedem și la teatru. Mulțumim. Doamne mult. Ajută. Revenim după